Turčeni bună ziua la toată lumea. Dacă se poate mai aproape de noi, ca să fie un dialog deschis și dacă este posibilitate, la sfârșit discuției, chiar vrem să răspundem și la întrebările dumneavoastră. Noi înțelegem că asta e o zi frumoasă pentru Republica Moldova și pentru orașul Soroca. Este o zi frumoasă pentru agricultori care astăzi recoltează fructele, legumele, tot ce este astăzi de recoltat. Și de atâta vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră ca să veniți să ascultați și ne doare pe noi și vrem să vă prezint candidatul la funcția de președinte a Republicii Moldova din partea partidului nostru Renato Sate, domnul Dumitru Ciobășenca. Bună ziua, stimați soroceni! Vă mulțumim din suflet pentru invitația de a veni astăzi la orașul dumneavoastră, orașul de istorie, orașul de gospodari. Vremea e foarte frumoasă, venim aici de la festivalul Merului, că am luat cu mine un mer. În primul rând vreau să vă transmit cele mai bune salutări de la domnul Renato Usatăi. El săptămâna viitoare se întoarce în Moldova, astăzi a vrut să vină aici, dar din păcate nu a putut să vină, dar din motive foarte serioase. El acum mi-a rugat chiar să vă spun că el se ocupe cu un lucru care după ce va fi realizat și publicat, va fi un șoc adevărat pentru regimul de astăzi. Noi știm că dacă domnul Usatăi spune, promite, el nu aruncă cuvinte în aer și o să facă. Deci noi facem acum un lucru comun. Știți că domnul Usatăi de fapt a fost scos a doua oară din alegeri, prima dată în noiembrie 2014, când partidul al lui Usatăi a fost scos în mod obraznic și ilegal din alegeri. Și este o dovadă că alegerile din 2014 au fost falsificate, că parlamentul acesta este nelegitim și trebuie să plece. Și anul acesta, când Curtea Constituțională tot în modul nelegitim a schimbat Constituția, a lăsat pragul, știți că la 35 de ani, domnul Usatăi are 38 de ani și nu poate participa în alegeri. Însă partidul nostru și domnul Usatăi mi-au propus mie să candidez pentru funcția de președinte. Noi mergem înainte și mergem cu angajamentul nostru cheie, angajamentul principal, decretul numărul 1 a președintelui Republicii Moldova pentru dizolvarea Parlamentului. Eu chiar vreau să dau citire acest decret. Proiect. Decret numărul 1 privind dizolvarea Parlamentului. Pentru executarea voinței cetățenilor exprimate în alegerile președintelui Republicii Moldova din... Aici urmează data pentru, dacă câștigăm din primul tur, o să fie data de 30 octombrie, dacă din turul 2, altă dată. În temeiul articolul 2, alineatul 1, articolul 38, alineatul 1, articolul 39, alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 76, alineatul 3 din Codul Electoral, președintele Republicii Moldova decretează. Articol 1. Parlamentul de legislatură a 20-a se dizolvă. Articol 2. Se stabilește data respectivă pentru desfășurarea alegerilor în noul Parlament. Articol 3. Prezentul decret intră în vigoare la data respectivă. Președintele Republicii Moldova, Chișinău, semnătură. Acest proiect de decret este mesajul nostru cheie cu care noi mergem în alegeri. Noi vrem printr-un singur decret să dizolvăm acest parlament,
Să deschidem calea pentru alegerile parlamentare anticipate, în rezultatul cărora va fi format un nou parlament, un nou guvern, și noi suntem siguri că partidul nostru va avea majoritatea în nou parlament și noi vom începe să facem ordine din țară. Stimați sorocieni, stimați concetățeni, odată vreau să spun că acest decret prezidențial nu este al meu, nu este al lui Renato Usatăi, nu este a partidului nostru, este decretul dumneavoastră. Fiecare vot pentru candidatul partidului nostru înseamnă o semnătură pentru acest decret. Și în urma urmei, alegerea vă aparține dumneavoastră.